Bine ziua și bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Simplu, o emisiune despre simplitate și echilibru în viață. Sunt Ana Predu și ca de fiecare dată voi fi gazda dumneavoastră pentru aproximativ 50 de minute. Emisiunea este în direct și o puteți urmări atât pe TV în toate rețelele din țară, cât și pe canalul de YouTube, Canal 33 România. Pregătiți-vă ca în ediția de astăzi de la Simplu să vi se facă poftă și nu spun degeaba pentru că este o ediție specială unde vom aduce arome, idei de rețete tocmai bune de încercat în această perioadă, sugestii pentru masa de Paște pentru că ne apropiem cu pași repezi de sărbătorile de Paști. Și m-am gândit să vin în întâmpinarea voastră cu cât mai multe informații. Tot în ediția de astăzi o să discutăm și despre pasiunea pentru gătit a invitatei mele de astăzi, pentru pasiune, cum a început, cum merge povestea ei în bucătărie și ce se întâmplă în familia ei și ce rețete îndrăgite de către toți are ea în portofoliul personal. Alături de mine în studio se află Mădălina Andreescu, food blogger care, din pasiune pentru gătit, alimentație sănătoasă și gătitul în familie, a pornit un blog personal în 2013, cunoscut și îndrăgit pentru rețelele inedite, pentru rețetele inedite, a publicat în 2017 Dulce de poveste, deserturi delicioase și sănătoase pentru tine și familia ta. V-am spus, da? Rămâneți aproape de noi. Dacă nu vi se face poftă, cu siguranță până la sfârșitul emisiunii o să aflăm secretul acelor cozonaci pufoși și gustoși. Bună, Mădălina! Bună, Dana, și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o onoare să mă aflu aici. Bună tuturor telespectatorilor! Și eu îți mulțumesc că ai zis da invitației mele, ne vedem în studio. Știu că ești într-o perioadă minunată și frumoasă și o să și povestim pe parcurs la Simplu. Am promis bine, da? Că o să ni se facă poftă astăzi. Eu sper. Mădălina, ești food blogger, dar și în altă parte a timpului cumva ai și alte roluri, pentru că mie așa îmi place să aduc la Simplu invitați cu mai multe pălării, invitați care știu cum să-și organizeze timpul, da? Și care au pasiuni diverse de la care să învățăm. Știu că în mare parte a timpului ești traducător, specialist de marketing, graphic designer. Lucrez în marketing, am fost traducător imediat după ce am terminat facultatea, dar lucrez în marketing la o firmă de top de aparatură medicală, care mi-este foarte drag. Super! Și blogul este pasiunea mea, fac în timpul liber asta, concep rețete și continuu pentru blog. Nu doar rețete, mai am și alte articole pe blog. Aș vrea să plecăm de aici, de la pasiunea aceasta pentru gătit, pentru că, practic, la bază nu ești, da? Nu ești bucătar, nu... De unde pasiunea pentru gătit? Uite, chiar nu, pasiunea pentru gătit nu am avut-o de mică. Nu pot să zic că mă învârteam pe lângă mama și bunica în bucătărie, nu îmi doream să mă implic în gătit. A venit mai târziu la mine, la câțiva ani după terminarea facultății. Mă angajasem și la un moment dat am vrut să mă las de fumat, dar nu vreau să mă îngraș. Și am început să studiez, să citesc despre alimentație, despre ce este sănătos să mănânci, cum să ai grijă de corpul tău. Și am început să tot testez rețete, de la emisiuni TV, din reviste, de pe internet. Și postam pozele preparatelor pe Facebook, pentru că atunci era Facebook-ul în trend. Am avut un feedback foarte bun, adică lumea îmi cerea rețetele, avea multe aprecieri, comentarii și iubitul meu a venit cu ideea să-mi fac un blog. Mi s-a părut așa o joacă și am luat un domeniu pe blog, am început un blog pe Blogspot, unul gratuit, făceam poze cu telefonul, erau... Dar lumea era foarte interesată de rețete și era ceva natural. Și mie începea să-mi placă și nu am început asta expertă fiind, adică hai să vă arăt eu cum se face mâncarea X și mâncarea Y. Pur și simplu am crescut și am învățat odată cu blogul. Apoi, după câteva luni, tot el mi-a făcut cadou domeniul pe care l-am și astăzi și a și insistat să încep să fac pozele cu aparatul foto, nu cu telefonul. Mi-am refăcut și logo-ul, am început și pur și simplu mă hrăneam din postarea de rețete și din încercarea arome noi, combinații inedite. Nu știu, a crescut în timp foarte frumos. Cred că datorită unei combinații de pasiune pentru gătit pe care o dobândeam pe parcurs și reacțiilor cititorilor.
Îți mai aduce aminte care a fost prima rețetă pe care pe care am postat-o pe blog? Da, niște brioșe de post cu ghimbir confiat, cu niște arome așa mai de toamnă, de iarnă. Foarte... Arătau bine? Prima poză nu. Între timp am și refăcut majoritatea pozelor făcute cu telefonul de pe blog. Da, erau delicioase. Erau foarte bune, da. De fapt, asta este cumva ce e specific blogului tău. Sunt rețete un pic tradiționale, dar cu altceva, cu un twist așa, am de toate. Am început să am și rețete clasice, să spun, pentru că iubitul meu și fetița mea sunt mai mult fani mâncare tradițională. Nu prefer atât de mult combinațiile mai inedite, cum o fac eu, dar am rețete pentru toți. Ce preferă cei care te urmăresc? Merg în zona de deserturi, în zona de feluri principale sau... În general, blogul este cunoscut pentru deserturi. Cam asta a fost slăbiciunea mea de când am început să gătesc și mi-a plăcut foarte mult să fac deserturi și dulciuri. În general, și într-o variantă puțin mai sănătoasă, fără zahăr sau cu niște îndulcitori ok, naturali. Deserturile, eu cred că sunt cele mai căutate de pe blog. Te întreb pentru că și pozele pe care le-am primit de la tine, 90%, da. și avem și ocazia să le vedem astăzi la Simplu, sunt deserturi. Da, am o slăbiciune. Mai puțin acum, în sarcină, când, sincer, nu am putut să mănânc dulciuri până de curând, de vreo 2-3 săptămâni și chiar vorbeam cu cititorii mei și spuneam că acum, cu sarcina aceasta, s-a echilibrat balanța dulce-sărat pe blog, au apărut mult mai multe preparate sărate, dar am început să fac din nou și dulce. Ești mămică de o zânuță pe care și o vedem acum în poză. Da. Și o viitoare mămică de o altă zânuță. Altă zânuță, da. S-a schimbat, sau, exact cum spuneai tu, s-au schimbat gusturile acum în această perioadă. Postezi mai mult anumite rețete, ești mai atentă la ingrediente decât erai până acum? Cred că am postat mai puține rețete în sarcină. Acum, ce puțin în primul trimestru, mi-a fost foarte rău și a fost o luptă să... postez conținut pe blog. Acum mă simt bine, slavă Domnului, și am început să concep noi rețete. E, tot desert avem și noi astăzi pe masă în regie. Nu ne atingem încă, dar abia așteptăm să se încheie emisiunea Simplu. Tot un desert, și o să ne povestești puțin mai târziu ce este deosebit la acel cozonac pe care ni l-ai adus. Am foarte multe rețete, vreo 8 rețete de cozonac pe blog, aviz amatorilor. Și la mare căutare sunt cozonaci fără zahăr sau aceștia cozonaci keto cu conținut redus de carbohidrați. O să vorbim imediat. Eu am zis că până la sfârșitul emisiunii ar trebui să știm secretul acela pentru cozonacii delicioși și gustoși și un pic altfel față de ce știam până acum. Spuneam că ești mămică de zânuțe. Cum e relația în familia voastră cu mâncarea? Sunteți mâncăcioși? Cine ce preferă? Pofticioși și mâncăcioși puțin. Acum suntem destul de subțirei toți trei. Dar iubitul meu și fetița preferă mâncărurile mai tradiționale, clasice. Supe, ciorbe, tocănițe, fripturi cu cartofi. Și dulciurile, tot așa, nu foarte inedite. Clătite, checuri, torturi. Îți mai aduce aminte cu ce ai început în perioada de diversificare a fetiței tale? Cu un piure de legume. Mi-a fost frică să o autodiversific și am început încet cu piureuri, dar foarte repede a trecut la o alimentație normală. Adică ne-a fost ok așa. Acum o să văd la a doua zână cum va fi. Ai emoții? Ești pregătită pentru cea de-a doua zânuță? Abia aștept. Abia aștept. Îți dai seama câte ajutoare vei avea în bucătărie? Da, adevărul este că Ilinca îi place foarte mult să mă ajute în bucătărie. Chiar de când era mică și stăteam cu ea acasă, deci până în 2 ani, o puneam în scaunelul ei de masă și îi dădeam castronele, lingurițe de plastic, îi dădeam făină. Era bucuria ei să aibă făină, să se joace și eu... pregăteam o rețetă, ea se juca acolo și eram amândouă foarte fericite. E, tot am zis de ajutoare. Ai ajutor în bucătărie? Partea masculină să regăsești în bucătărie? Da. Da? Da, dar știe că îmi place foarte mult, așa că preferă să mă lase pe mine, să mă ocup, dar și el gătește bine.
și la aceste specialiști, mai ales în grătare și mai carnivor, așa. Așa, bun. Ce altceva, ce alt ajutor mai ai? Știe să facă și cozonaci, ai să râzi, dar el a știut să facă cozonaci înaintea mea. Așa. Eu am învățat mai târziu, când avea Ilinca 7-8 luni, așa, am făcut prima dată cozonaci. Bun. Alt ajutor, bun, am înțeles, da? Are și preparate cu semnătura lui, da? Altcineva, cine te mai ajută în bucătărie? Și Ilinca îi place să amestece în aluatul de clătite sau în ce, nu mai spun de decupat biscuiți. Este plăcerea ei să decupeze ea biscuiței, turtă dulce sau ce mai facem. Mi se pare și gătitul o activitate senzorială foarte plăcută și relaxantă și ideală pentru copii, cred. Ajută și părinții să se conecteze cu copiii. Este ceva care mie mi se pare foarte plăcut de făcut în familie. Madalina, cât timp îți aloci tu statului în bucătărie și pregătirii și preparării acestor... Cred că tot timpul meu liber. Seara și în weekend asta fac. Este pasiunea mea, adică efectiv mă încarc foarte mult cu energie. Acum în sarcină am puțin mai scăzut nivelul de energie, dar înainte, în weekend, puteam să fac și câte 4 rețete pe zi, să le pregătesc, apoi să le editez, chiar îmi place foarte mult să fac. Te întorc în timp, scurt. Sigur. La Madalina de 7-8 ani, da? Clasa 1, care era preparatul ei preferat? Uite, mi-aduc aminte când eram în clasa 1 și a fost prima prăjitură pe care am dus-o la școală, mi-a făcut-o mama de ziua mea, doamna de China, nu știu dacă o știe, o prăjitură cu multă, multă nucă, foarte puțină făină și un topping așa subțire de bezea cu picățele de cacao. Se mai cheamă și 101 dalmațieni, prăjitura chinezească, este o prăjitură foarte îndrăgită. Nu, ne place foarte mult. Și chiar am două variante pe blog. Una clasică, fix de la mama, din caietul de rețete, și alta keto, care nu conține făină, are puțină făină de migdale și îndulcitor. Și sunt foarte bune amândouă. Toți cei care au gustat au spus că este foarte bună, cu multă nucă. Îi provoc și pe telespectatorii care ne urmăresc acum să ne scrie, cei care ne urmăresc pe canalul de YouTube, care este, dacă își mai aduc aminte, preparatul preferat din copilărie. Poate că a și rămas în continuare. Da? Dragi telespectatori, vă provoc, dacă ne urmăriți pe canalul de YouTube, Canal 33 România, să ne lăsați în comentariu care este preparatul preferat, care a fost preparatul preferat în copilărie sau poate chiar mai este în prezent preferatul vostru, da? Eu de prăjitură mi-aduc aminte cu drag de la mama și bunica mea și ți-am spus, nu mă implicam în proces, dar mi-a rămas întipărită în minte iubirea cu care mi ofereau acele prăjituri făcute de ele și mi se păreau cele mai bune din lume. Te întreb pentru că au mai fost invitați și știu că și la mine în familie, timpul, cea mai mare parte a timpului e alocat în bucătărie, de fapt, acolo stăm, facem multe activități, pe lângă faptul că pregătim preparatele familiei și cumva în copilărie rămâi și cu acele mirosuri, arome. Și la un moment dat, chiar și când treci și mergi în restaurant, îți aduce aminte fix de un moment din copilăria? Da, păi, spuneam de cozonac. Am făcut prima dată cozonac când Ilinca avea 7-8 luni, chiar dacă nu am mâncat, pentru că nu m-am încumetat să fac ceva inedit, fără zahăr, sau am făcut o rețetă clasică, dar îmi doream ca ea să crească într-o familie în care de sărbători e mirosul acela de cozonac în casă. Asta mi-a rămas din copilăria mea și mi-am dorit să aibă și acel parfum de cozonac în casă de sărbători. Au, și cum miroase cozonacul în propria casă. Facem și ce facem și ajungem la cozonac, dar tot nu vreau să ajungem la cozonac. Vreau să începem așa un pic și cu... Ne pregătim de sărbătorile de Paști cu pași repezi și cum erau sărbătorile în copilărie, sărbătorile de Paști la voi? Eu asta mi-aduc aminte, mirosul de cozonac și de pască, făcea bunica mea. Și cred că și friptură, nu eram foarte fani miel, dar asta, că stăteam cu toți la masă și aveam cozonac și ouă roșii.
și ouăle îmi plăceau și nici nouă ne plac foarte mult sub orice formă. Mai mult energia aceea din, din cadrul sărbătorilor. Și acum? Ce facem cu sărbătorile de Paște în această perioadă? Ce v-ați propus? Noi de obicei de sărbători mergem la părinții noștri și, sincer, în afară de cozonac și un desert, nu prea gătim pentru că se ocupă ei de tot și fac totul foarte bun. Așa că nu facem un meniu complet de sărbători. Ne bucurăm de timpul petrecut în familie și cam asta. Și cozonac și desert, că desertul este specialitatea mea. Bun, deserturile voi, restul părinții. Ce e greu sau? Face și mama iubitului meu niște prăjituri excelente. Deci este, avem parte de mult dulce și de mulți bucătari pricepuți în familie. Meniul tradițional de Paște al românilor conține felurite preparate și cumva este momentul în care ar trebui să avem grijă la cantitate, la combinații, da? Da, cred că moderația este cel mai bun sfat. Că avem încercăm să nu facem excese și... Dacă plecăm de la aperitive până la desert, da. Ca și aperitive, voi ce preferați? În general, ne plac foarte mult ouăle umplute și... Eu mai fac, am o rețetă de biscuiți pufoși cu brânză, care sunt foarte, foarte buni, sunt așa frage și au straturi. Și ne plac foarte mult și fac în general când avem musafiri sau la ocazii speciale. Iar de Paște acum nu facem noi, dar și mâncăm drob și legume. Mi-e place foarte mult primăvara, acum sunt cu gândul la salata de ceapă verde, mărar, verdețuri, ridichi alături de friptură. Cumva o să balansăm și verdețurile și partea de carne și de proteine din carne și nu numai. Asta vreau și să te întreb, dacă voi sunteți fan miel în familie, dacă faceți preparate din... Noi nu facem, dar mama iubitului meu face și le face foarte bun, adică mănânc cu drag ce gătește, dar noi nu facem și nu avem așa o preferință... mod special pentru miel. Bun, avem așa aperitive, drobul de miel, da, ouăle, da, ouă vopsite și cele umplute, da, biscuiței aceștia de care spuneai tu, ca și supe? Supă în ziua de Paște? Nu neapărat. Printre supele cele mai îndrăgite de către români, în top este ciorba rădăuțeană, apoi cea de pui și vine și mielul așa cu ciorba de miel ușor așa din spate. Iar la feluri principale, din cele preferate, sarmalele în foi de varză, da. Și frigărui de miel la grătar. Ce spui de acest fel principal? Nouă sarmalele ne plac foarte mult și în foi de varză și în foi de viță. De sărbători fac părinții, dar face și noi din când în când pur și simplu de poftă. Și ne plac foarte mult și ilincăi. Nu mănâncă însă varza sau foaia de viță, dar umplutura îi place foarte mult. Of, deja încep aromele să se simtă. Da, și mie parcă... parcă vine un miros de cozonac și un miros de sarmale, nu? Din cuptor. La desert spuneai că cozonaci, da, și pască. Da. La pască aveți o preferință, pentru că aici sunt mai multe feluri de pască, fie cu cea cu aluat, fie cea fără aluat. Am mai văzut o rețetă nouă, nu știu dacă ai încercat-o, nici eu, dar am văzut-o cu aronia. Pască cu aronia, cu fructe cu de aronia. Da. Nu am încercat. Și am înțeles că este delicioasă. Acum... Cred. Îmi place și cu stafide sau cu merișoare, așa, pentru un contrast cu merișoarele acrișoare. Ne place și cu aluat și fără aluat. Avem, ajungem la cozonac, cam ajuns la desert. Ajungem la cozonac, ne scrie cineva că este pregătit, da, arată delicios și să spunem și rețete, e pregătit cu creionul, da, și cu foaia. Ajungem aici la cozonacii aceștia minunați și pufoși, să ne spui și secretul lor. Ai spus că nu e un cozonac care suntem noi obișnuiți, da, nu e un cozonac tradițional românesc.
Pentru că ce nu are? Nu are gluten și zahăr. Deci nu are gluten și nu are zahăr. Și okay. Este făcut cu un mix special de făinuri pentru dieta keto. Am înțeles că și persoanele care au diabet ar consuma astfel de rețete cu conținut scăzut de carbohidrați. Am primit mesaje de la persoane care mi-au spus că mulțumesc foarte mult că suferă de diabet și așa se bucură că încearcă rețetele mele, dar eu, adică, nu am făcut, cu intenție, dar mă bucur. Sau cozonacul fără gluten pe care l-am, bine, și acesta este fără gluten. Mai am o rețetă de cozonac fără gluten pe blog care a fost foarte încercată și chiar mi-a scris o mămică, mulțumește atât de mult că băiețelul ei are, suferă de celiachie și își dorea foarte mult un cozonac de sărbători, nu mai țin minte dacă era o Paște sau Crăciun, și că a fost foarte bucuros și că l-am făcut fericit. Și dai seama, când primesc astfel de mesaje, așa mă topesc. Îmi imaginez. Ai zis că se numește cozonac keto. Da. Denumirea vine de la? Dieta ketogenică. Așa. Și ce facem? Ce punem? De unde începem? Începem de la cocă? De unde începem? Sau nu? Sunt puțin emoționat așa, nu știu pe de rost rețetele, sunt toate pe nu. Blog. La cantități ne mergem pe blog, dar spune așa, în mare etapele principale. Mixul acesta de făină care se amestecă, deci se bat întâi ouăle cu îndulcitorul, apoi se adaugă parcă untul topit și mixul de făină și se frământă aluatul, apoi... Așa, te opresc aici. Mixul de făină. Ai zis că nu folosim făină cu gluten, dar folosim ce fel de făină? Este un mix special de făină, nu pot să-i spun numele. O găsim în comerț? Da, în comerț și chiar cred că și scrie în farmacie. Special de făină pentru cozonaci? Sau nu? Da, pentru cozonaci specific dietei ketogenice. Te întreb pentru că eu n-am făcut niciodată. Eu fac cu făina și probabil că sunt foarte mulți telespectatori care ne urmăresc acum și fac cu cozonaci în stil tradițional. Am mai avut o ediție de rețete minunate de 1 decembrie, când am sărbătorit 1 decembrie și am discutat și atunci de cozonaci, dar atunci chiar am vorbit de rețeta tradițională de cozonac. Acum avem o rețetă diferită, pe care n-am încercat-o eu personal. Bun, deci folosim un mix de făină specială pentru cozonaci care nu conține gluten. Da. Puțină drojdie și ouă, îndulcitor, unt topit. Se obține un aluat care este puțin lipicios, se lucrează puțin mai greu cu el, dar rezultatul este foarte bun. Și iar umplutura este cu foarte multă nucă, mie așa îmi place. Și în orice fel de rețetă de cozonac, fie că e tradițional sau keto sau fără zahăr, trebuie să fie cu multă nucă. Folosești mașina de pâine sau pur și simplu frămânți manual? Am un mixer cu bol care e și frământă. Mașina de pâine am avut, dar nu o foloseam. Nu eram mulțumită de cum frământă aluatul. La mixerul cu bol folosesc cârligul pentru aluat și îl folosesc pentru pâine, cozonac. Este foarte util. Cel puțin prima dată am făcut o singură dată cozonac și am frământat de mână, apoi mi-am luat mixerul cu bol pentru că am spus că este mai eficient din punct de vedere al timpului să frământe robotul și o să pregătesc altceva între timp. Îmi dau seama acum că poate era mai bine să gust cozonacul înainte de emisiune, să pot să spun acum în direct. Poți să postez pe social media după cum ți s-a părut. Da, o să scriu impresii. O poză cu mine când mănânc cozonac keto pentru prima oară. Am ajuns la umplutură. Ai zis că foarte multă umplutură cu nucă, da? Foarte multă nucă. Noi avem un nuc foarte mare și bătrân la țară și de acolo avem stocul de nuci. Apoi îndulcitor, puțin albuș, esență de rom. Îmi place să folosesc rom natural, care are o aromă mult mai pregnantă. Așa, bun, te opresc aici, că... Nu suntem foarte mulți care știm de rom natural. Unde îl găsim? Se găsește în magazinele online. Uh-huh. Vanilie, tot așa, se poate folosi fie păstaie de vanilie, fie pudră de vanilie sau extract natural de vanilie. Încerc să mă oferez de esențe, dar mai folosesc și esențe pe toată acum, nu vreau să par. Zâmbesc pentru că am rămas tot la rom, încerc să... Romul este unul special pentru prăjituri. Cu culoarea aceea închisă, romul acela brun sau? Are o culoare aramie, așa. Așa.
și este special pentru prăjituri. Ce ne faci, Mădălina, astăzi? Deci nu. Trecem și noi odată peste cozonacul ăsta. N-am ajuns, nu l-am terminat încă. Îndulcitor. Ce îndulcitor folosești la acest cozonac? Folosesc mai multe tipuri de îndulcitor. În general prefer o combinație de eritritol cu ștevie, care este foarte ok și este potrivit și pentru diabetici, nu ridică glicemia, este un îndulcitor care îmi place. Ok, bun. Și am făcut coca, am făcut umplutura și de aici totul decurge firesc, da, ca ceilalți cozonaci. Umplutura este similară. Am adăugat și o cremă tartinabilă de ciocolată, dar fără zahăr, care se găsește acum în comerț. Nucă și aromele, romul. Și la cuptor. Cât? Și la cuptor. La ce temperatură? Cam 170-180 de grade. Timp de o oră, până trece testul scobitorii, până introduce o scobitoare în centru și este curată. Pentru că depinde foarte mult de cuptor sau de cum este tava, poate este mai înalt și are nevoie de mai mult timp de coacere. Și câți faci așa de sărbătoare? Te întreb, pentru că eu, de exemplu, fac 2 cozonaci și nu mi-ajung până în ziua cu sărbătoarea. Din acestea, fără zahăr și keto, fac unul singur, pentru că doar eu mănânc. Fetița mea nu mănâncă și nici iubitul. Pentru ei și pentru mine, că și eu mănânc cozonaci tradiționali, facem cam 2-3, cam 3, să zic. Mai ducem și la părinți. Bun, și ne întoarcem acum și la rețeta tradițională. Care e secretul acela? Să iasă cozonacul acela pufos, cu multă umplutură, bineînțeles, că există un mit că dacă adaugi multă umplutură, cozonacul nu va crește. Și cumva găsim cozonaci și în comerț și în jurul nostru cu o urmă de... Da. Mie nu-mi plac cozonacii foarte pufoși, aerați, așa, și ca vata de zahăr. Îmi plac puțin mai consistenți, de aceea îmi plac și cu umplutură. Secretul constă, cred, în calitatea ingredientelor, ouăle, laptele, untul, să fie gras, să fie la temperatura camerei, ingredientele, să fie cald în cameră, să nu fie geamuri deschise sau să nu fie rece și să nu râzi, dar și o stare de spirit bună, adică dacă ești supărată sau nervoasă sau mie cel puțin nu-mi iese mâncarea bună atunci când nu am o bună dispoziție. Nu râd cum să râd. Suntem la simplu, unde discutăm despre echilibru, despre simplitate în viață și unde atitudinea contează extraordinar de mult. Plus ceea ce gândim și cuvintele pe care noi ni le spunem atunci când nu ne aude nimeni. Exact. Uite, încă ceva amuzant mi se pare că atunci când, dacă îmi propun să testez o rețetă, să văd cum iese, deci nu îmi fac setup-ul, nu fac pozele, nu prepar, doar o testez, nu este foarte bună, dar dacă pornesc la drum cu gândul rețeta aceasta va fi super și iese și așa și pregătesc tot și iese, adică este și de ce ne punem în gând, mi se pare. Și ce ți-ai propus? Dacă îl vezi pe cozonac că o să crească, da, va trebui să crească. Îi spui gânduri bune, știu și de la bunica că nu aveam voie să intrăm în bucătărie când stătea cozonacul la frământat, să nu deschidem ușa, să nu deschidem geamul, să nu țipăm, îmi spunea bunica, nu țipa deasupra cozonacului. Da. Energiile negative strică poate compoziția. Da, nu mai creștea. Uite, o să iau o întrebare. Ne scrie cineva, ce poftă ne faceți, mulțumim pentru emisiune. Chiar ne scria, noi nu consumăm zahăr, există rețetă de cozonac fără zahăr. Tocmai ce am discutat de acest cozonac keto. Și pe blog la Modelina găsiți mai multe rețete, inclusiv cea de cozonac tradițional, aceasta de și keto și mai spuneai ceva. Două rețete keto și în rest mai am și un cozonac cu caramel, unul cu cel clasic cu nucă și ciocolată, panetone, care îmi place foarte mult, cu multe fructe uscate și coajă confiată de portocală și de citrice, de lime, și cu rahat. Ne place și cozonacul cu rahat. Mie îmi place și combinația de ciocolată, și nucă și rahat, adică toate într-un singur cozonac. Noi așa facem acasă, când nu fac pentru blog, pun de toate. Așa. Și nucă și ciocolată și rahat. Și ne place. Plouă în gură. O să ne oprim, Mădălina, cu această poftă de cozonac pentru o scurtă pauză publicitară. Și o să revenim să discutăm, că am câteva întrebări de rețete, da? Dragi telespectatori, rămâneți alături de noi, urmează un scurt moment publicitar, mă și bâlbui de la atâta poftă dacă stau cu cozonacul Mădălinei în studio.
Moment publicitar scurt, revenim la Simplu să povestim alături de Mădălina Andreescu cu rețete pe care ea le prepară în propria familie. Acest trend amenințător are și rolul de a speria lumea. Cum să avem o postură mai corectă, ca de exemplu așa. Ce să facem să nu mai doară spatele? Nu am văzut om căruia să-i se potrivească mai bine emblema cu nu există, nu se poate. Ne face bine și nouă, pentru că avem o energie debordantă, le face bine și celor ce ne însoțesc pe acest drum al vieții. Buzele tuturor. Cum și când ai descoperit înclinația către spiritualitate? Că fiecare trăim cu conștiința noastră. Vom încerca să analizăm perspectivele, oportunitățile și amenințările pe care România le are din perspectivă comercială și din perspectivă tehnologică. Urmăriți actualitatea politică la Canal 33. Cele mai mari două puteri ale lumii vor fi cine, nu? China și Germania. Problema Franței și germanilor actuală nu este Rusia, ci este Turcia. Te-am admirat, ți-am admirat ochii, ți-am admirat ținutele, te-am iubit fără să te cunosc. Femeia este ca o pisică. După o pisică nu te duci să alergi. Să ne atingă și să intrăm într-o stare de bine perpetuă de-a dreptul paradisiacă. Ce-ți poate influența ție lumea? Lumea îți poate influența ție sentimentele. Viitorul, iată că vine, a venit mult mai repede decât preconizam. În această seară am să vă prezint și o afacere și o doamnă. Și tipare de comportament în relațiile interumane. Pentru mine dezvoltarea personală este un model educațional, este un model de autocunoaștere. V-ați fi gândit că bucuria este o practică, este un obicei? Și sunt puțini oameni care au acea expresie a... Vă mulțumesc, dragi telespectatori, că sunteți alături de noi. Suntem la Simplu, unde, împreună cu Mădălina Andreescu, discutăm despre sugestii pentru masa de Paște și nu numai. Rețetă pentru întreaga familie. Până acum am discutat un pic despre pasiunea pentru gătit, cum s-a născut și activitatea pe care tu o faci în timpul liber. Nu este jobul tău 24/24. Am discutat despre meniul tradițional pe care românii l-au în zi de sărbătoare, de la aperitive, drob și... Am ajuns la desert, unde acolo am insistat pe zona de cozonac, unde m-ai făcut să mă bâlbui de la atâta cozonac. Ne scrie cineva, Madelin, te urmăresc cu drag, zice, gătesc împreună cu fetița mea după rețetele tale, mini gogoșile keto cu scorțișoare sunt preferatele noastre. Mulțumesc mult, mă bucur că vă place. Cum sunt aceste mini gogoși keto? Se fac în niște forme mici de silicon pentru cake pops.
și sunt foarte bune. Sunt tăvărite prin dulcitor și scorțișoară, chiar seamănă cu niște gogoșele adevărate. Dar nu se prăjesc, nu? Nu, nu, nu. În general evit prăjelile, motiv pentru care mi-am și luat o friteză cu aer cald, la care fac cartofii, de exemplu, sau cârnați, sau... Asta este un ajutor de bucătărie, îl trecem da, da, da. Lângă... Eu sunt foarte pasionată de orice ajutor pot avea în bucătărie, urmăresc ce electrocasnice noi mai apar și, de exemplu, mixerul cu bol despre care vorbeam, care îmi ușurează mult viața, mașina de spălat vase, care este foarte utilă, economisește foarte mult timp, adică eu pregătesc rețeta, pun vasele în mașină și mă apuc de editat, mai stau să le spăl. Mi se pare foarte utilă, mai ales într-o familie cu copii. Și friteza aceasta cu aer cald, prin care pot face cartofi, șnițele și cârnați fără să stropesc. Chifteluțe, tot așa îi făceam ilincăi când era mai mică, pentru a evita prăjeala. Iar acum de curând am făcut și niște gogoși clasice, din aluat de cozonac, cum ar veni. Le-am prăjit la această friteză. Care de fapt nu folosește nu cantitatea aceea mare. Doar stropești, pulverizez puțin ulei pentru o crustă, dar nu sunt prăjite în baie de ulei. Dar vin eu acum, românul care a mâncat gogoși, gogoșile tradiționale. Sunt la fel de delicioase cele tradiționale? Sunt aproape. Sunt diferite, nu. Am înțeles. Da, acum nu trebuie să ne vinovățim pentru o gogoașă mâncată nu? Din când în când. Adică nu sunt adepta extremelor. Ne aducem aminte de copilărie și mâncăm în cinstea exact. Copilăriei gogoșile. Și cu moderație orice este ok. Te mai întreabă cineva, o rețetă de fârsecuri pentru copii? Am mai multe pe blog pentru copii. Cred că cea mai preferată de cititori este una de fursecuri cu miere pentru copii. Doar făină, unt și miere parcă are și puțină vanilie, cred. Se pot adăuga și stafide. Dar numai pentru copii peste un an, pentru că este interzisă mierea copiilor sub un an. Ne-a scris cineva pe Facebook desertul preferat, albă ca zăpada. Da. Mi-aduc aminte și la mine. Da, și prăjiturile acelea cu foi și cremă în genul albă. Da, și mi-aduc aminte că mama stătea destul de mult timp ca să facă acele foi. Da, sunt mai migăloase puțin. Nu am multe rețete. Am o rețetă de albă ca zăpada keto și o rețetă de prăjitură cu foi, cu miere și nucă și cu cremă de smântână, ceva în genul. Dar sunt, da, trebuie să stai mai mult în bucătărie pentru a le face. Dar nu le faci în fiecare zi. Nu, le faci la sărbătoare. Din când în când. Ce faci cu ouăle rămase după sărbători? Noi facem o salată cu ouă fierte și avocado și legume, diverse legume, cu dressing de maioneză, cu puțin muștar. Am o rețetă pe blog, se numește salată de ouă și avocado, parcă. Ok, salată de ouă și avocado. Bun, am aflat și aceasta, ce face și alte resturi, că de fapt după masa de Paște ne rămân ouă. A, și rețeta de budincă de cozonac, unde se poate folosi cozonacul. Cozonacul care a rămas, dacă rămâne. Dacă rămâne sau dacă se întărește și nu mai este atât de... Așa, îl refolosim într-o budincă. Budincă de cozonac, da. Este așa o combinație de cremă de zahăr ars, de la crema aceea cu ouă și lapte, și făinoasele din cozonac. Uite aici, acum avem o poză cu o prăjitură tot din copilărie, nu? Este o prăjitură gen felie de lapte cu cremă de mascarpone, mi se pare. Prăjitură felie de lapte se numește. Acestea sunt rulouri cu scorțișoară, sunt de post. Deci se poate face și cozonac din acest aluat. Sunt foarte bune. Iar crema este făcută din curmale și scorțișoară. Și nuci. Mai ales scorțișoară. Mădălina, înțeleg bun. Că la tine pe blog găsim rețete... Am foarte multe rețete de post, peste 300 de rețete de post și în această perioadă chiar au fost la mare căutare. Și un tort de mere de post care poate fi îmbrăcat în frișcă de cocos, dacă vrem să nu folosim frișca vegetală cu diverse ingrediente. Aici, un salam de biscuit. Avem un tort. Un tort mus de ciocolată. Care este fără zahăr. Și l-ai făcut tu în propria bucătărie? Da. Cu două feluri de mus de ciocolată. Mai am și un salam de biscuiți de post, care este foarte bun și a fost foarte lăudat.
tot așa îl găsiți pe blog. Așa, mai spune-ne, ca să plecăm acasă, eu plec acasă, telespectatorii direct în bucătărie. Eu am mâncat înainte, suntem, m-am pregătit. Tu ai mâncat înainte, ești ok cu bebelușa. Uite, iară ceva cake. Tradițional, cu nu siguranță. Nu este tradițional, nu, acesta nu este e tradițional, dar seamănă tradițional. E un chec cu mixul pentru aluaturi keto. Cu un conținut foarte redus. Dar n-ai reduce. Zice că s-a folosit... Da, 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 este foarte, foarte bun. Secretul este să folosești puțină făină, puțin mix și ouăle să fie bătute foarte bine. Păi nu vorbim noi la simplu pe lângă dezvoltare personală, pe lângă ce să facem cu cariera noastră, cum, în ce direcție să ne ducem, pe lângă îngrijirea noastră ca și doamne, domnișoare, nu vorbim noi și de preparatele astea minunate și felul în care, așa cum spuneai tu, punem dragoste în ceea ce facem. Da, dragostea este esențială pentru o rețetă. Dacă nu o faci cu drag, așa parcă nu are farmec. Uite, te întreabă cineva, trecem de la deserturi la... Noi nu consumăm miel, dar îl înlocuim cu pui. Un secret pentru găina de țară, astfel încât să iasă carnea moale și gustoasă. Eu o fierb la multicucor, la funcția de gătit sub presiune. Și acolo fierb orice carne, ca să iasă foarte fragedă. Și e gata și foarte repede, deci fierb și carnea de vită pentru salată băf, de exemplu, la acest multicucăr. Mi se pare foarte utilă funcția de gătit sub presiune, pentru că gătește foarte repede, toate aromele și sucurile rămân acolo și este carnea foarte fragedă. Și în general folosesc multicucărul și slow cookerul foarte des pentru a avea mai mult timp, să zic timp liber, în cazul meu pentru a avea mai mult timp pentru alte rețete, dar mă gândesc la cei care mă urmăresc că vor mai mult timp liber pentru altceva. Pentru pasiunile lor. Madalina, păi tu ai mai multe ajutoare. Da, mai multe ajutoare. Deci am spus până acum mixerul cu bol, mașina de spălat vase, multicooker și slow cooker sau multicooker cu funcție de slow cooker. Și... Uite aici, avem iară fursecurile acestea. Sunt pricomigdale. Așa. Au doar nucă măcinată și albuș, mi se pare, și îndulcitor. Deci sunt foarte... Și nu conțin gluten, deci nu au făină deloc. Sunt... Am observat, când o diversificam pe Ilinca, faptul că sunt mulți părinți cu copii care au intoleranțe la gluten sau la lactoză și le este destul de greu să le facă preparate speciale. Eu mă bucur foarte mult când primesc mesaje de mulțumire și când văd că au încercat rețetele și copiii au fost încântați sau... Că mă bucur să fiu de ajutor unor persoane cu astfel de probleme. Nu te-ai fi gândit în 2013, când ai dat start, nu te-ai fi gândit că, uite, rețetele tale ajung în alte bucătării? Da, și chiar și internațional, pentru că le-am și în engleză, și în limba engleză, toate rețetele, aproape toate rețetele. Ok. Să știi că te duc într-o altă zonă, că nu, gata, nu se mai poate. Te foame, te poftă. Mi-e poftă. Fiecare invitat în emisiunea simplă este supus unei provocări fulger. Așa că, Madalina, nu scapi. Energie ai, da? Astăzi okay. Am două invitate la pachet. Da, bonus. Bonus. Pregătite, da? Eu adresez întrebările și tu primul răspuns care îți vine în suflet, în minte, da? Pe acela ni-l spui. Ok. Ok. Ciocolată albă sau ciocolată neagră? Neagră. Așa. Ai 10 minute, timp pentru tine. Ce alegi? O carte bună, meditație sau o rețetă nouă în bucătărie? Ah... Foarte greu. Între meditație și o rețetă nouă. O rețetă nouă. O rețetă nouă, da? Câștigat? Ia. Yeah. Nucă, migdale sau caju? Nucă. Nucă, da? Aceea din copacul țară, familiei. Da. Cadoul pe care ai vrea să-l primești de la iepuraș. Creme pentru îngrijirea tenului sau un voucher la masaj? Cred că un voucher la masaj. Ai văzut, te-am trimis în alte zone. Se uită, zone. Și tati. Exact. Să se uite și iepurașul, da? Un voucher la masaj. Nu te-am mai trimis în bucătărie, te-am trimis pentru să tine. Să mă relaxez după gătit. Bine, nu că ar fi... Tocmai spuneam că este foarte relaxant să gătesc, dar nu strică și mai multă relaxare. No, masajul e binevenit. Aceasta a fost provocarea fulger. Simplu. 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 Ai un condiment preferat? Pe care cumva îl folosești, poate, nu știu, la preparatele felul principal, îl regăsești așa în... sau la desert, ceva ce... La deserturi, vanilia și scurțișoara sunt
cred că le folosesc în foarte multe. Iar la mâncăruri, cimbrul îmi place mult și menta, busuiocul îmi place. Cam acestea. Știi ce am reținut eu din ediția simplu de astăzi, ediția aceasta specială de sărbători cu arome, cu iz de sărbătoare de Paște? Că până la urmă fiecare decide ce rețete potrivite sunt pentru familia lui. Încercăm, testăm, vedem ce ne place. Sunt mai multe persoane în familie, gusturi diferite. Dar putem cumva și rețetele tradiționale să le schimbăm pe gustul fiecăruia, da? Și pe dieta. Da, putem să experimentăm până găsim ceva ce place fiecăruia. Că este normal să avem gusturi diferite. Mereu îi dau Ilinca exemplul ăsta cu broccoli. Ei place foarte mult broccoli și dau exemplul ăsta ca să-i arăt că suntem diferiți ca oameni în general. Și spun, uite mama, ție îți place foarte mult broccoli, lui tati nu-i place broccoli. Și este exemplul clasic pe care îl dau. Vă dă o pâine de casă, cu unt. Da, pâine, nu este keto. Nu, să ridice mâna sus cine n-a mâncat da, niciodată, nu cred. Da, foarte mult să fac pâine de casă caldă cu unt, așa este. Ultima întrebare din această ediție. Pentru ce ești tu recunoscătoare, Mădălina? Pentru foarte multe. Nici nu cred că am timp să spun pentru câte. Pentru familie, pentru sănătate, pentru joburile noastre, pentru pasiuni, pentru faptul că trăim fiecare zi bucurându-ne de viață. Eu îți mulțumesc că ai fost astăzi la Simplu. Vă mulțumesc la pachet că ai venit bonus. Îți mulțumesc mult de tot că ai fost alături de noi și ne-ai împărtășit din pasiunea ta pentru gătit, idei și sugestii de rețete pentru întreaga familie. Sper că te-ai simțit minunat aici. Mulțumesc mult, m-am simțit foarte bine. Nu vine să cred că a trecut timpul, mă gândeam ce o să vorbesc atâta timp și acum parcă... Te-am asigurat că da. O să zboare exact, timpul la Simplu. Exact, este o atmosferă și o energie foarte bună aici, la Simplu. Îți mulțumesc, Mădălina. Eu abia aștept să gust cozonacul. Glumesc. Vă mulțumesc și vouă, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi. Împreună cu Mădălina Andreescu, food blogger, am discutat despre rețete pe care putem să le încercăm în perioada sărbătorilor, nu numai în sărbătorile de Paști. Rămâne să avem grijă de noi, da? De la interior la exterior. Ca de fiecare dată, mulțumesc și partenerilor mei din această ediție, Jux Imagic, activități interactive pentru copii și adolescenți, Dasha.ro pentru vestimentația mea de astăzi, Interpersonal pentru servicii IT Premium. Ce să vă spun, v-am promis că va fi o ediție cu arome și o ediție în care o să mi se facă poftă. Am aflat și secretul cozonacilor și cozonacilor tradiționali, dar și cozonacilor keto, fără zahăr, fără gluten, da? Rămâne să avem grijă de noi și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare, marți, la ora 17, aici, la Simplu, la Canal 33 România. Seară magică și vă îmbrățișez!